Dulăul respiră ușurat. Interdicția de a efectua transferuri dictată de UEFA în urmă cu două sezoane a expirat, iar Vasluiul a și punctat pe piața transferurilor. Dorin Goga este atacantul care va pune umărul la îndeplinirea obiectivului stabilit de conducerea clubului. Jucătorul a semnat cu Vasluiul un contract pe jumătate de sezon cu opțiune de prelungire, asta în cazul în care va reuși să se integreze rapid și să dea un randament bun. Cu toate că vine din Liga a doua, Dorin Goga a reușit să impresioneze în sezoanele precedente când a reușit goluri antologice pentru bănățeni, atât în Liga I, cât și în Cupele Europene. Chiar dacă momentan evoluează în eșalonul secund, atacantul a punctat în numai puțin de șase ori în turul acestei ediții de campionat, goluri care au dus-o pe Timișoara pe un loc de promovare. Astfel, odată cu oficializarea acestei mutări, Goga a devenit primul transfer pe care l-a făcut formația pregătită de Viorel Hizo. Pe lista vasluiului se află nume grele, printre care Mateia Chezman sau Laslo Sepsi. Finanțatorul moldovenilor este hotărât să facă din vaslui una dintre cele mai importante echipe din România, de aceea este decis să investească masiv în următoarea perioadă.